El sunt pe inginerul, nu răspunde la telefon. O răspuns până i-am dat bani, până când au fost toți... A fost foarte amabil până când au colectat bani și au găsit clienți. Păi și după aia s-a luat mai. Că-ți găsesc în pompe, că nu știu. Am dat 5 familii în jur de 80 de milioane. Nu, și cu cabana? Cu cabana, cu tot. 80 de milioane, dar pe bani. Da, pe bani. Minge la forăm o grămadă de puțuri cu bani. Mai punem 80 și forăm o arteziană. Asta îl pun în mașină, am o dubă, uite aia, și mă duc în zalău pe crasne, după apă, în fiecare săptămână de două ori. Jos în beci și de acolo mi-are în casă. Era normal că-s revoltat. Bine-s revoltat, deci nu... dai banul și nu ai apă. Da. Deci nu, nu se poate așa ceva. Minciu, da. Și povești, asta e în România. În fântână aveți apă acum? Nu. Dar de unde? Și cum vă descurcați cu apa atunci? De unde aduceți apă? Eu nu vreau să mai zic altceva că... Mai cărăm din zalău cu... Ha. Ne aducem din la târg, da, unde a fost piața. Aducem și fântâni, băgăm în fântâni, ne descurcăm cum... Vine prin cădeac, care cum are instalația făcută. Aici Ivana și acolo-s bidonul. Se umple de la ploaie? Da, e la ploaie. Când vine ploaie, când o dă domnul, o va avea chef. Că le-au rămas bani de la lucrare. Bun, s-a făcut chef. Cine a vrut să meargă, a putut să meargă la chef. Cine a mers, nu știu, habar n-am. Din de locul de aici? Visa, da, visa. Deci a anunțat de primărie, Meseșeni, că cine vrea să meargă la chef, că s-o termina lucrarea și le-au rămas bani. Deci investiția o costă mai puțin decât s-o alocat bani.